al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează Preacuvioasă Sfântul Stareț ca să vorbesc. Pentru Părintele Sfântului Părintele Sfântului Părintele Sfântului Părintele Sfântului Părintele nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. Iată mesajul psalmilor lui David pentru cei ce vor să îmbrățișeze viața monahicească sau pentru cei ce vor să urce treapta îngerească. Dar această treaptă cere, în primul rând, o psihopatie sufletească lumii și un dor nebun pentru Dumnezeu. Și cum spunea un mare ascet al scrierilor Sfinților Părinți, și anume Sfântul Ioan Scăraru, în Filocalia Nouă sau Filocalia de Nevoinților Creștine spre Desăvârșire, iată, acesta, sau monahismul, cum se interpretează fraza, se naște din dorul sufletesc a unirii omului cu Dumnezeu. Și Sfântul Vasile cel Mare vine și spune că acest dor dumnezeiesc nu poate fi potolit decât cu lucrarea heruvimilor și a serafimilor în trupul omenesc. Heruvimii și serafimii sunt îngerii din treapta cea mai înaltă, care văd, aud și odihnesc și înțeleg înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu și totodată, în același timp, împlinesc mesajele pentru ceilalți îngeri de mai jos din ierarhiile inferioare lor, arătând altfel sau astfel voia lui Dumnezeu pentru cei de pe această lume. Iată mesajul din această seară, cel ce va lăsa pe mamă sau pe tată, este mesajul cel mai autentic în care viața creștină vine fără de sânge ca să nască mucenici și tot fără de sânge vine ca să nască oameni noi pentru Biserica cea luptătoare a lui Hristos și în același timp pentru triumfarea Bisericii biruitoare din cer, după cum spune și David în psalm, pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Monahii au șansa cel din tâi să completeze numărul îngerilor căzuți și în același timp au șansa cei din tâi să vadă slava lui Dumnezeu și să strălucească mai mult de 7 ori ca soarele atunci când va veni chemarea înfricoșatei judecăți. Taina călugării n-a luat ființă așa la întâmplare, ci a fost încă din vechime trăită și simțită de călugării Nazoreea Vechiului Testament, apoi de prorocii cei cu viață înaltă sau înțelepții poporului de atunci și mai târziu, dacă vreți, continuată de învățătura prorocului întemergătorului și botezătorului Ioan, care nu se îmbrăca în mante și în camelafcă, dar trăia cu acridie și cu miere sălbatică, încins cu curea cu îmbrăcăminte aspră și nu stătea în haine moi, era om tare și drept în cuvânt, și apoi mai târziu urmată de Mântuitorul Iisus Hristos, ascetul absolut care a biruit cele 3 mari, dacă vreți întrebări, ale diavolului de ispitire valabile și sufletului omenesc. Vrei bogăția acestei lumi, închină-te mie. Înapoi a mea satanul Domnului să-i slujești și lui să te supui. Deci vrei să fii călugăr, trebuie să fii sărac. Sau cum spunea un Sfânt Părinte, călugărul este drumeț fără povară. Ceea ce poți duce în spate, aceea este averea ta. Vrei să fii curat și sfânt, trebuie să postești. Zi pietrelor să se facă pâine. Iar Teofilact al Bulgariei comentează și spune, Mântuitorul putea foarte lesne să facă din pietre pâine, dar satana nu i-a cerut să facă o singură pâine, ci mai multe și pentru a-l da în lăcomie. Mântuitorul a refuzat să mănânce pâinea cea trupească și a spus, omul trăiește și cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată o naștere după cuvântul lui Dumnezeu, sub ochii noștri, în care în clipa tunderii în monahism, cel care adineaur se chema în numele mic, acum se cheamă în numele mare și naște un om nou din omul cel vechi. Acest lucru este comentat și de Sfântul Maxim Mărturisitorul, având în vedere felul cum Dumnezeu trebuia să mulțească lumea prin cuvânt și nu trupește, după cum ne mulțim noi astăzi, prin plăcere și prin poftă. Aveau să se sfătuiască protopărinții noștri și să nască mereu îngeri și sfinți. Mereu îngeri și sfinți. Mereu îngeri și sfinți. Oameni netrupești și nefirești, firii pământești căzute, oameni mai presus de fire sau duhuri și pară de foc. De ce spun duhuri și pară de foc? Pentru că în clipa trecerii de la viață la altă viață, pentru că Adam avea voia veșnică de a mânca din pomul vieții înainte de a cunoaște binele și răul, și tot ceea ce trebuia să moară, nu murea, ci să transforma și suia într-o treaptă superioară, după cum arată mărturia lui Enoch și Ilie, care au fost răpiți de vii cu trupul acel și ei n-au gustat moarte. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba.
Și iată această schimbare în bine, este această schimbare pe care ați văzut-o și sub haina călugărului și sub haina botezului. Aici se spune, toate le voi împlini cu ajutorul Lui Dumnezeu Sfinții de Părinte, iar acolo se spune, ne-am lepădat de satana și de toate lucrurile lui. Într-adevăr, taina este înaltă și Hristos tronează pe numele Lui Iisus Hristos să pleacă toate, când spune și cele cerești, și cele pământești, și cele dedesubt, dracii se cutremură, cerul se bucură și omul se mântuiește. Deci iată, în Hristos ne-am și îmbrăcat, aliluia, adică odată pentru totdeauna. Ceea ce rămâne însă minunat că Mântuitorul Iisus Hristos a insuflat prin Duhul Sfânt această continuitate a vieții ascetice prin Sfinții Apostoli celor din primele comunități creștine și astfel din dorința de râvnă, cum spune Evdochimov, nebună de Dumnezeu, oamenii au început să formeze acele agape și comunități creștine în care toți își puneau bogăția la picioarele apostolilor și astfel a luat ființă viața de obște, dacă vreți, sau începutul iubirii aproapelui ca pe sine însuși. Deci fiecare să iubească pe aproapele ca pe el însuși. Dar această iubire nu era o iubire marginală, ci ea a fost nevoită în timp și vreme să crească și să sporească în urcușul desăvârșirii creștine, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la lepădarea de lume. Și cel din tâi om care a ales lepădarea de lume și cel din tâi monah consemnat în cronicile monahale ale vieții ascetice a fost Sfântul Antonie cel Mare, despre care știm multe și frumoase lucruri și îi cunoaștem viața cum a trăit în morminte, niștiutor de carte, la margine de sat, este scris în PSB-ul în care este și Sfântul Atanasie. Și arată acolo prin câte nevoințe înalte a trecut până a ajuns la înalta trăire duhovnicească, încât duhurile se înmaterializau și aveau atâta slăbiciune nefirească, pentru că erau duhuri, încât veneau și se închinau sau fugeau. Deci pur și simplu cedau în fața smereniei Sfântului Antonie, care vorbea cu Dumnezeu ziua și noaptea, iar când filozofii l-au întrebat, de unde știe carte neînvățat fiind, el a spus, cerul și pământul sunt cărțile mele. La fel și Duhul Sfânt în psalm consemnă acest lucru. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Acest lucru n-a bucurat suficient pe Dumnezeu. S-a umplut Valea Nilului, s-a umplut pustia Egiptului, s-a umplut Tebaida, s-a umplut munții Bitiniei, s-au umplut munții Olimpului, s-au umplut Constantinopolul și toate cetățile creștine s-au umplut de monași. Sate și comunități întregi de obști, de călugări și călugărițe care slujeau neîncetat ziua și noaptea, cum spune și în cântare, înflorita pustiu ca crinul. Sau cea stearpă a născut fii și cea roditoare cu bărbat nu naște. Deci nu putea societatea și lumea căzută să dea mari sfinți sau mari asceți ceea ce a putut să dăruiască viața pustiului, binecuvântată de pruncul Iisus atunci când a fost fugit în Egipt cu Fecioara Maria și cu Iosif pe mânz din calea mâniei lui Irod. Deci pe unde Hristos a trecut, locurile s-au binecuvântat și au fost sfințite apoi cu cea mai înaltă și autentică viață călugărească sau viața pusnicească. Mai târziu, înmulțindu-se, a fost nevoie, după cum știm, la secolul al III-lea, Sfântul Pahomie, deci un alt sfânt și un mare astru al bisericii și mare trăitor al vieții creștine, întemeitor a vieților de obște, a format cele mai frumoase și mai rezonabile, n-avem cuvinte să ne exprimăm, nu putem folosi grandios sau superb, fiindcă sunt diminutive față de lucrarea înaltă a Sfântului Pahomie, în care spune că nici dracii nu zburau pe deasupra, fiindcă se ardeau de focul rugăciunii și cădeau în mijlocul comunităților și se văicăreau ca oamenii bolnavi. Un lucru foarte important însă rămâne că acest monahism a continuat să existe până în zilele noastre. Înflorirea și maxima putere, dacă vreți, de trăire duhovnicească a fost până în jurul secolului al X-lea, al XI-lea, iar odată cu schisma catolică de la 1054, scindându-se biserica în două și monahismul a început să decadă și au început explicații și controverse de mai multe feluri, așa încât în secolul al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, după cum se consemnează și Dimitrie Cantemir în scrierea Moldovei, pădurile încă foiau de pusnici, de viață de obște, de mănăstiri, de schituri din piatră și din lemn și țara Moldovei era un adevărat rai pământesc și nu mai spunem celelalte țări creștine care fiecare la rândul ei și avea monahismul dorit sau
lucrat. Ceea ce rămâne însă important și trebuie să știm pentru cultura noastră, nu este faptul că am intrat în ceata monahilor, ci trebuie să știm că acest monahism a început și ușor începe să îngenuncheze în fața secularizării și a acestui materialism diabolic care împinge din afară tot dracul și toată patima asupra omului ca să-l doboare din lucrarea cea înaltă îngerească. Întâi a venit satana și a spus, vă trebuie lux. Apoi a venit satana și a spus, vă trebuie mâncăruri bune. Apoi a venit satana și a spus, vă trebuie haine frumoase. Vă trebuie flori, vă trebuie trotuare, vă trebuie paturi, televizoare, radio și tot ce mai vrem noi. Trebuie să fiți în rând cu lumea, cum spunea Ioan Iacob deja pe la 1960, când spunea, râde lumea, n-aveți radio, n-ați făcut măcar o umbră fără de progres, ați rămas doar la pusnicescul fes. Deci, iată, știrile, senzația, reclama au trebuit să pătrundă și acolo unde pusnicii și călugării și-au ieșit din ritualul lor obișnuit și-au ieșit din sensul vieții netrupești și trecând la cea, de la cea duhovnicească, din nou la sensul vieții trupești și pătimașe, încercând ca să progreseze și să urce odată cu mirenii pe treptele cele mai înalte. A făcut mireanu o casă cu 6 rânduri, vine călugărul și o face cu 7. Și a făcut mireanu pantof din piele, vine călugărul și își face mai ceva. Și a făcut mireanu o haină țesută frumos, vine călugărul și îl depășește. Deci se înaintează încet spre moartea monahismului, care nu este altceva decât o fiară sălbatică săgetată de satana secularizării și abia gâlgâindu-i câte un strop de sânge în fiecare zi, se stinge ușor ca o făclie care se termină și nu vor mai rămânea decât, cum spunea odată un bătrân din Siestria, părintele Paisie Olaru, zice, frații mei, mă bucur că mă apropii de sfârșit și vine moartea, zice, că nu vreau să văd căderea monahismului ortodox, pentru că pe zi ce trece, zice el, va rămâne doar la faza de tradiție. Adică ne vom întâlni într-o bună zi doar cu acei monași plătiți, care vor mai sta în haină neagră ca să reprezinte mănăstirile sau să reprezinte biserica. Pare un lucru de râs, pare un lucru de scandal, pare un lucru de glumă, dar este foarte evident și adevărat. De aceea cred că încă ar mai fi momentul și ar fi, ca să spunem, timpul, nu să redresăm, nu să înaintăm, nu să scădem, nu să ne ridicăm, măcar să păstrăm tradiția a tot ce am prins, a tot ce am putut moșteni de la cei de dinainte de noi, care nici cei la rândul lor, nemai având inimile de aur sau de argint, ci aveau acele inimi de aramă, cum spune o scriere a Sfinților Părinți, au mai păstrat măcar 10% din învățătura duhovnicească a timpului lor și au mai păstrat încă acel har de sfințenie și acea mireasmă duhovnicească care a început să dispară odată cu dispariția părintelui Cleopa sau a părintelui Paisie sau a părintelui Ioil Gheorghiu sau a părintelui Antonie Olaru și mulți alți părinți ai Siestriei și din alte mănăstiri, bineînțeles, n-au fost sfinți catalogați într-un anumit loc, deci care au lăsat în urma lor, cum ar fi un Gheronte Ghenoiu sau un Antim Găină sau un Vicente Mălău, care au lăsat în urma lor adevărate mărturii monahale ortodoxe, adevărate mărturii în care între smerenie și demnitate nu exista nicio diferență. A te smeri înseamnă a fi primul la toate, a te smeri înseamnă a fi cel din tâi în toate și a te smeri înseamnă a le primi pe toate. Iar a fi demn înseamnă a sta întotdeauna cu fruntea sus ca un maxim mărturisitorul, care și atunci când toată biserica era împotriva lui și îi spunea, zice, părinte, zice, te hulesc arhierei, părinte, zice, toată biserica s-a lepădat de tine, nu-mi pasă, asta e legea lui Hristos. Părinte, zice, te-ai pus în contra tuturor, zice, nu-ți dai seama, ți-ai sculat sinoadele în cap. Nu mă interesează, asta e legea lui Hristos. Și atunci, cu adevărat, i-au tăiat mâna dreaptă ca să nu mai scrie, i-au tăiat și limba ca să nu mai vorbească, pentru că nu putea urâtorul de Dumnezeu, satana, să suporte învățătura lui înaltă și adevărată. Și în felul acesta a reușit să moară cu numele cel mai mare din ortodoxie, Maxim Mărturisitorul. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, un alt soare al bisericii, monah și el, dacă nu mă înșel, în mănăstirea Sfântul Sava, alături de Vasile cel Mare și Grigore teologul și alături de Grigore din Nazian și mulți alții care au îmbrățișat viața monahală, Atanase cel Mare
Spiridon al Trimitundei, Sfântul Ierar Nicolae și toți marii sfinți ai bisericii nu s-au făcut din demnitari de stat de la palate împărătești, ci s-au făcut din rasa călugărească, din mantia călugărească, din borșul de urzit și de fasole și pâinea de orz, care ar trebui să se mănânce la masa monahului și nu la masa împăratului. Deci împăratul nu se poate coborî până acolo unde să-și lepe de lumea și să urmeze lui Hristos. Că spune mai departe Paisie de la Neamț, și este consemnat la alți sfinți părinți, deci nu este spus a lui, rușine este monahului să ajungă împărat și cinste este împăratului să ajungă monah. Și dacă vreți cea mai autentică mărturisire de viață monahală și lepădare de lume, care cred că ar fi una din cele mai mișcătoare lecturi pentru suflet, este viața împăratului Ioasaf al Indiei, care a lăsat împărăția și s-a dus la căutat pe Varlam în pustie, sfetnicul lui și sfătuitorul lui, care a lăsat o rasă cu care el, fiind înconjurat undeva pe o insulă, nici nu-l interesa plăcerile, mâncările, femeile și tamtamurile, ci văzând într-o zi un lepros uitat din întâmplare la marginea drumului, a întrebat, dar ăsta ce e? Ăsta e omul. Cum așa ajung și eu? Așa ajungem toți. Și ăsta ce o să se întâmple cu el? O să moară? Da, zice, o să moară. Și ce e moartea? Este sfârșitul omului. Și atunci la ce toate aceste deșertăciuni? Deci oricât ne-am zbate, când am terminat de adunat tot aurul lumii, când ne-am terminat de adunat toată slava deșarta lumii, toată averea, toată bogăția, tot luxul nebun, toată pofta nestăpânită și toate meniurile savurate de pe listele de bucate pământești, ne întâlnim cu cea mai aspră bucată din meniul pământesc, paharul morții. Este un pahar pe care vrut nevrut îl vom bea toți, iar cei ce doresc să-l bea din această viață, adică să îmbine un pic suferința cu rugăciunea și cu postul, lor mi se va părea, după cum spune Andrei cel Nebun pentru Hristos, un pic mai dulce, că spune Duhul Sfânt în psalm, cât este de bun Dumnezeul lui Israel celor drepți la inimă. Și iarăși spune Duhul Sfânt în psalm, dorește sufletul meu de tine, Doamne, precum dorește cerbul de izvoarele apelor. Deci cel ce a reușit să-L cunoască pe Dumnezeu, cel ce a reușit să se lipească de Dumnezeu prin rugăciune, el nu mai poate nici ziua, nu mai poate nici noaptea, nici în amiază, nici în seară, nici în amurg, nici în zori, să trăiască fără Dumnezeu. Toată viața lui e o rugăciune neîncetată. Deci întotdeauna primul îndemn al unui monah este cuvântul apostolului Pavel și a dumnezeiescului Palama, prea îndumnezeitul aminte. Pavel spune, neîncetat vă rugați, iar dumnezeiescul Palama spune așa, de la Sfântul Botez tot creștinul este dator în toată vremea și în tot locul să spună, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, parte feminină sau ciopil. Mergând mai departe, trebuie să ajungem acolo unde să atenționăm și să tragem un semnal de alarmă și să trebuie să se înțeleagă că se merge pe acel principiu libertin în care se crede că monahului este îngăduit să facă orice fel de păcate. Și așa cum nu trebuie să spun eu și cum dumneavoastră știți și le consemnați și le trăiți și le pipăiți cu ochii dumneavoastră, ați văzut monahi care umblă iurea, monahi care umblă prin lume, dezbrăcați, beți, fumând, cu femei, cu afaceri, cu prostii. Deci, aceștia care dumneavoastră vă sară în ochi sunt morții bisericii mai înainte de vreme. Și întotdeauna n-aveți dreptul să vă smintiți, ci trebuie să-i plângeți și să-i înghiontiți. Băi, băiete, tu ce faci? În ce loc ai călcat? În ce greșeală ai alunecat? Trezește-te și du-te acolo la menirea hainei tale, că faci de râs biserica. Și în felul acesta, mamele creștine care își dau acești prunci mănăstirilor pentru a fi viitorii monahi, trebuie să-i crească încă de la sân. Deci să nu confunde monahismul cu un fel, ca să spunem așa, de adunătură unde trece timpul mai ușor. Acolo este munca cea mai multă, acolo e rugăciunea cea mai multă, acolo e osteneala cea mai grea, acolo e tăierea voiei peste fire și peste măsură, acolo nu-i somn când vrei, acolo nu-i mâncare când îți place, acolo nu te odihnești, uiți la televizor când vrei tu, ci faci ceea ce ți se spune. Iar acest ce ți se spune se cheamă tăierea voiei sau lepădarea de sine. Ei, această lepădare de sine a dat dureri de cap. A dat dureri de cap multor călugări și călugărițe. Această lepădare de sine a dat dureri de cap întregului ascetism creștin. Pentru că învățăturile sunt diferite, stadiile la care învățătura poate fi primită sunt diferite, iar interpretările la fel sunt diferite. Cea mai autentică lepădare de sine
este spusă la Galateni 5:19 sau la Fapte. Spune, zice, bine este nouă să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Și ce vreau să spun prin asta? S-ar putea ca într-o bună zi, cum spune Isaac Siru, în Filocalia 10, că zice, păstorul neînțelept să ducă turma la pierzare. Dar zice, turma care știe să aleagă pășunea cea bună și iarba cea curată să nu se piardă. Și așa că nu este îngăduit nici celui care știe, nici celui care nu știe să greșească, pentru că Sfinții Părinți spun așa, învățătura adevărată și călugăria adevărată nu se vede, ci se face. Cercetați Scripturile și veți avea viață veșnică. Fiecare din noi trebuie să aibă pildă pe Sfinții Părinți și Sfânta Scriptură. De ce? Aceștia nu mai pot greși niciodată. Astăzi poți să vii la mănăstire și să te folosești de un călugăr și la fel mâine să te smintești de el. Astăzi poți să vii să te folosești de duhovnic și mâine să-l vezi curvind, fumând sau vând sau, Doamne ferește, câte se pot întâmpla. Și să spui, iată, eu mi-am pierdut sufletul, ce se întâmplă, după cine mă iau? Nu te iei după nimeni. Biserica nu se confundă cu individul. Individul este individ și poate să greșească, Apostolul Pavel, vase de cinste și de necinste, dar biserica este a lui Dumnezeu și noi mădulare în parte, iar Iisus Hristos este mielul fără de prihană ce ridică păcatul lumii și mântuiește pe oameni și pe întreaga lume, că n-a venit să judece, ci să o mântuiască, și El își varsă cel din tâi sângere în potirul euharistic, ori de câte ori primim spălarea păcatelor și primim pe Duhul Sfânt, deci în noi. Ceea ce ați văzut în această seară este al doilea botez. Ceea ce ați văzut în această seară este ceea ce încearcă unii creștini, lepădând biserica creștină, să se ducă la secte să-și mărturisească al doilea botez. Al doilea botez este făgăduința tuturor faptelor bune și lepădarea tuturor faptelor rele. Al doilea botez este unirea directă cu Dumnezeu în mod conștient prin cuvânt. Și aici Sfântul Maxim face o afirmație extraordinară, comentând două evanghelii diferite deodată. 1. 10 fecioare au fost asemănate în Împărăția Lui Dumnezeu. 5 înțelepte și 5 nebune. Ce era cu cele înțelepte? Ce era cu cele nebune? Cele înțelepte erau fecioare cu trupul, dar nu erau fecioare și cu mintea. Au înțeles greșit taina lui Dumnezeu. De aceea vom întâlni în ziua judecății oameni care au făcut fapte bune afara credinței creștine la secte sau la alte culte, ducându-se în iad și cu pace. Și vom întâlni și alte 5 din cele 10 fecioare, care fecioare fiind și cu trupul înțelepte, erau și fecioare și cu mintea, că n-au reușit să strâmbe învățătura primită de la Hristos și să facă fapte pe măsura harului și a credinței care au primit-o. Fiindcă Apostolul Pavel vine și spune, dacă altcineva din cer vă va mărturisi altă credință, nu trebuie să o primiți. Dacă altcineva din cer vă va vesti vouă și înger altă evanghelie, zice anatema să fie. Nu știu exact versetul la minut. Un alt lucru important care îl comentează Sfântul Maxim Mărturisitorul spune următorul lucru. Hristos, omul cel nou, aduce roadă de fii prin har și prin credință. Și Duhul Sfânt la Psalm consemnă. Toți sunteți fii și Dumnezei ai celui prea înalt. Dar după har, suișul i-a pus în inima sa din putere în putere. Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. Mai mult decât atât, ne întoarcem acum și privim la fecioria bisericii. Fecioria bisericii este această feciorie monahală despre care se vorbește în aceste voturi pe care le-ați auzit. Dar mai este o fecioria bisericii, cea cuvântătoare care rodește fii mai mulți decât a avut Sara din feciorul născut din cuvântul lui Avram, din Isaac, care a fost în discuție cu Dumnezeu. Și aceea este biserica sau Fecioara Maria, care vine și naște cuvântul întrupat, dându-ne nouă pildă de revărsare a Duhului Sfânt și a nașterii de fii prin cuvânt și a plinirii smereniei. Și când spune acolo în Scriptură și a căutat spre smerenia roabei sale, așa și Iisus Hristos va căuta spre smerenia fiecărui monah, va căuta spre smerenia și lucrarea fiecărui monac, iar în ziua judecății nu se vor cere roadele trâmbițate în reviste sau în articole, ci se vor cere roadele concrete care au străbătut.
Cerurile cerurilor, vămile văzduhului, au străbătut porțile raiului și au intrat în sânul lui Avram sau în raiul desfătării, în latura dreptilor și unde vreți mai departe, până la judecata lui Dumnezeu. Deci, punea cineva odată o întrebare, la care i s-a răspuns în felul următor. Zice, credeți că putem să fim noi monahii urmașii lui Pahomie sau Antonie sau a lui Cleopa sau alți desăvârșiți duhovnici ai vremurilor și a înaintașilor noștri? Nu putem spune, zic, lucrul acesta. I-am răspuns persoanei respective. Pentru că credința creștină, monahismul, creștinismul în general, nu este o matriță. Nu este o matriță pe care o respectă fiecare și când și-a împlinit un număr de metanii sau un anumit fel de port sau un anumit fel de mâncare, de îmbrăcăminte și de comportament, a intrat în rai. Noi, cum spune Arsenie Papacioc, duhovnicul de la Techerghiol, nădăjduim la mila lui Dumnezeu, dar nu știm că ne mântuim. Toate faptele înaintea noastră sunt o cârpă lepădată. Dacă eu, aprinzând o lumânare sau punând un ban sau citind un psalm sau o psaltire, m-am mândrit în sinea mea că celălalt nu citește, oarecum eu sunt mai bun ca el. Și totul se face praf și pleavă. Dacă eu, făcând post și rugăciune și împărtășindu-mă, doar în dreapta m-am uitat și am cugetat, uite ăsta ce ticălos e că nu face ca mine. Și totul s-a surpat. Deci și-a căutat spre smerenia roabei sale. Și când a spus că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Pe Antonie îl fericesc toate neamurile, pe Pahomie îl fericesc toate neamurile, pe Cleopa îl vor ferici toate neamurile, pe Paisie îl vor ferici toate neamurile și mulți alți înaintași ai lor și după ei care Dumnezeu va rândui, pentru că faptele noastre se scriu în cartea vieții și nu în cărțile oamenilor. Noi între noi ne lăudăm, dar slava deșartă de la om nu folosește la nimic. Noi între noi ne scărpinăm cu vorbe frumoase în coarne, dar asta nu ne mângâie cu nimic. Spune că toată slava acestei lumi este deșertăciunea deșertăciunii. Deci acel monah care aduce roade, cum spunea Scriptura, 30, adică se păzește pe sine curat, se păzește pe sine credincios, se păzește pe sine evlavios, acela nu împlinește decât ce spunea Apostolul Pavel. Acestea trebuia să le faci. Și când toate le-ai făcut, slugă netrebnică ești. Cel ce a împlinit 60 este monahul care și-a mântuit rudele și cunoștințele sau este monahul care și-a rânduit rudenile, prietenii și toți cei care au venit la el după un sfat și o învățătură dreaptă, dar până unde? Până acolo, până unde nu și-a pierdut el rostul mântuirii lui. Mântuind, mântuiește. Se taie acel principiu libertin în care spune să ne purtăm frumos că ei să nu se smintească. Ba să-i spui că-i verde în față, păcatul-i păcat și virtutea-i virtute. Dumnezeu este atât de tranșant, cum spune Apostolul Pavel într-un apostol din săptămâna 29-a, vinerea, că învățătura lui Hristos este până la despărțirea Duhului de suflet. Deci iată până unde pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Este atâta finețe sufletească încât o hârtie trebuie să treci prin ea cu ceva ce s-o taie și să facă două. Și o vedem cât e de subțire. Ori sufletul este mai subțiat decât pânza păianjului. Pătrundem prin pânza păianjului și despic-o în două. Și atunci vei vedea cât de ascuțită e învățătura Dumnezeirii. Și ceea ce nouă ni se pare amăgire, lui Dumnezeu îi se pare nerușinare. Pentru că iată ce spune mai departe tot Apostolul Pavel. Ne-am făcut măturătura drumului, ne-am făcut o cara tuturor ca pe toți să-i câștigăm în Hristos. Deci până nu te urăște lumea și până nu se împotrivește lumea ție ca să poți să ajungi să-l duci pe om în rai, totul e în zadar. Degeaba purtăm acele pretenii trecătoare din care nouă ni se pare că ne sfătuim după placul urechii noastre să nu ne deranjăm. Totul este praf și cenușă și putoare și Dumnezeu râde. Un înger s-a înălțat cu mintea și a tras după el a treia parte din stelele cerului, spune mai departe Isaia. Un înger s-a mândrit în sine și a dat de furcă lumii create pământești cu trupa lui Adam și Eva 5.000 de ani. Mândria. Deci iată, este cea din tâi armă care a biruit neamul omenesc, satanică și diavolească, care ea va lucra până la sfârșitul veacului. Nu-i trebuie dracului să-ți aducă curvie sau lene sau trândăvie. Dacă ți-a adus mândria, te-a surpat. Și iată, Fecioara Maria este prima și autentica fecioară, este prima și cea din tâi femeie și cel din tâi suflet omenesc
care atrage pe Dumnezeu la ea, exact cum atrage duhovnicul pe creștinii lui. Și ce face Fecioara Maria? Fie mie după cuvântul tău, și-a căutat Dumnezeu spre smerenia roabei sale. Și monahul, când va fi smerit în sine și va avea adevărata și autentica smerenie, fără ca să pună el, să spunem, fără ca să pună el condițiile mântuirii sau fără ca să pună el certitudinea mântuirii sau să-și pună legi și regulamente, Dumnezeu îl proslăvește și prin trânsul să folosești cei care vor sau cei care știe sau cei care trebuie. Deci, cum spuneam, cel cu 60 de roade de boabe și-a mântuit de-abia prietenii. Iar cel cu 100 de boabe este cel din pateric căruia i s-a spus. Zice, și mergea Arsenie și îl hrăneau îngerii, dacă nu mă înșel, sau îngerii ieșeau la gura lui și aduceau faguri de miere. Iar Moise, care învăța, îi slujeau îngerii și îl hrăneau. Nu mi-aduc aminte exact versiunea istorioarei. Deci mare era și cel ce învăța, dar parcă mai mare era cel ce tăcea. Pentru că două proverbe sunt. Vorba sună, fapt atună, iar uneori Mântuitorul Iisus Hristos a folosit și acest termen de comparație. Taci tu să vorbească faptele tale. Când spunea, tu ești împăratul iudeilor, tu spui asta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu spui asta. Cu ce putere faci tu acestea? Nu știu, spunem dacă botezul a fost de acolo sau de acolo. La fel și eu întreb. Dacă într-adevăr vrei să știi cu ce putere se face această taină a călugăriei, nu l întreba pe monah de ce a venit la mănăstire. Întreabă-l pe Dumnezeu de ce l-a adus în mănăstire. Dacă vrei să știi de ce s-a făcut monah, întreabă-l pe Dumnezeu de ce nu l-a lăsat să se însoare. Dacă vrei să știi de ce a ales această viață, întreabă-l pe Dumnezeu de ce a rânduit să aleagă această viață. Deci împotriva lui Dumnezeu nu se vorbește cu cuvinte omenești. De aceea Sfântul Vasile cel Mare spune, este una din cele mai înalte lucrări a heruvinilor și a serafimilor, zice, neasemănată minții omenești, din care Dumnezeu va croi cărări și cete, cete întregi de îngeri, ce vor sui pe scara lui Iacov fapte bune la Dumnezeu și suflete mântuite. Iar cum spunea Sfântul Serafim de Sarov, călugăria este armata de geniul lui Hristos. Și cineva întreba, un mare trăitor, Pahomie cel Mare, Doamne, dacă în timpul nostru s-au denigrat rânduielile, dar ce va fi după noi când în vedenie i s-a arătat monahismul decăzut? Pahomie, nu-i treaba ta. Tu ți-ai făcut datoria în dreptul tău, iar de aceasta port eu grijă. Și în final spune că și Sfântului Antonie, arătându-i se din nou Dumnezeu, a cerut semn al monahilor de pe urmă și i-a arătat o mlaștină mare, plină de întuneric, cum se trăgeau unii pe alții și rar, rar câte unul dacă scăpa. Și apoi întrebarea a fost următoarea, la Ava Pangu. Întreabă ucenicul, dar ce va fi cu cei de după noi? Cei de după noi vor avea și cărți, și icoane, și știință multă, și cultură multă, și tot, dar nu vor avea pe Dumnezeu în inimă. Dar cei după noi cum se vor mântui? Vor fi atât de cumplite ispitele și vor fi atât de grele și atât de aspre, că nefăcând nimic, dacă pe toate le vor răbda, vor străluci mai mult, mai mult decât de cei din tâi care darul lui Dumnezeu i-a acoperit și i-a făcut făcători de minuni, izgonitori de demoni, vindecători de boale, vorbitori, văzători cu Duhul sau vorbitori cu Dumnezeu, contemplativi sau extaziați, deci cum erau ei trăind în înalte stări de rugăciune. Ceea cu care ar trebui să închei sau ceea ce ar trebui să spun așa corect și ar trebui să închei și am vrut să mai spun odată și mi-a scăpat din memorie, este aceasta, întrebarea de bază. Cu ce vom revigora monahismul creștin? Monahismul creștin se va revigora cu copiii născuți din nunți cinstite, din fecioare și feciori ce nu curvesc înainte de căsătorie, precum Ioachim și Ana naște pe Maria, precum Zaharia și Elisabeta naște pe Ioan, că altfel nu se mai nasc monahi. Să nasc fii de curve și curvari, ei vor îmbrățișa la prima vedere această viață monahală și apoi ori vor denigra-o, cum spune o învățătură a lui Moise Arapu, că la vremea de apoi, zice, vor fi mirenii ca dracii și călugării ca mireni. Adică la ce se referă aceasta? Mirenii dându-se la păcatele cele urgisătoare și dracii să spăimântă de ei, iar călugării vor face ale mirenilor. Mâncare multă, somnul, lene, trândăvie, nepăsare, balamuc, ceartă, scandal și în felul acesta s-a făcut cruce și s-a pus mormânt monahismului creștin. Deci trebuie cel din tâi lucru
și preotul de mănăstire, și monahul, și mama, și tata, și preotul de parohie, și episcopul, să pună accent pe viața feciorelnică a societății. Să se nască din nou acele căsnicii cinstite, să se nască din nou acele căsnicii curate, care primul copil să fie rodul dragostei, nu rodul cuțitului. Primul copil să fie rodul pântecelui și a casei, nu a steriletului sau a obstetricianului care îl aruncă în coșul de gunoi. Pentru că în al doilea și într-al treilea și într-al patrulea și într-al cincilea, dacă va mai rândui Dumnezeu să se nască, pune toate relele și toate blestemele Dumnezeu ca ei să se întoarcă cu răutate asupra părinților până îi vor ucide, până să vor ridica unii asupra altora și să vor da unii pe alții la moarte, frate pe frate, soră pe mamă, tată pe fică și așa mai departe, cum spune Evanghelia, și va veni sfârșitul lumii. Iar dacă se va revigora această taină a creștinătății, fecioria, din care Eva Fecioară fiind, Maria Fecioară fiind, mai departe, fecioarele bisericii sau monahiile și călugărițele, care nu din decepție vin la mănăstire, ci din credință, nu m-am putut mărita, hai să pun o scofie în cap și să-mi fac de cap în mănăstire. Nu s-a putut însura sau nu a avut servici. Hai la mănăstire, un culion în cap și îmi fac de cap. Nu! Să știi că această chemare cheamă cerul și o unește cu pământul. Să știi că această chemare nu face altceva decât să apropie pe Dumnezeu între oameni. Iar această chemare este ca o antenă parabolică pe care tu o întinzi și prinzi 7 posturi, iar când monahul întinde mâna la rugăciune, Dumnezeu coboară harul între oameni. De aceea, binecuvântate sunt locurile cu mănăstiri. Binecuvântate sunt locurile cu călugări, binecuvântate sunt locurile unde se poate face slujbă, post și rugăciune, dar în același timp blestemate sunt acele locuri și cum spunea Gherasim cel Nebun de la Neamț, Gherasim cel Nebun pentru Hristos, când a murit, a lăsat niște prorocii printre care spunea, decât o liturghie spurcată, mai bine o fiară curată. Adică decât să ajungă să facă desfrânatul taina Sfintei Jertfe, sau curvarul, sau bețivul, sau tâlharul, sau criminalul, mai bine să nu o faci deloc. Pentru de ce spun criminalul? Pentru că dacă și preotul la rândul lui are femeie care face un avort, sau și călugărul la rândul lui provine dintr-o mamă care a făcut crimă, la fel și el va fi purtător de acel păcat. Deci va fi acel păcat strămoșesc care, deși din lepădarea de lume și prin taina cuvântului, el nu va fi în măsură să spărească acolo unde este măsura harului, pentru că nu este născut din curățenie, nu este născut din rugăciune, nu este născut din har și binecuvântare. De aceea să luptă și monahii noștri, și creștinii noștri, și copiii noștri, și tinerii noștri, nu că n-ar fi chemare la mănăstire, e suficientă. În primul rând, nu-i pe măsura înțelegerii lor, nu-i pe măsura stăpânirii patimilor lor, nu-i pe măsura priceperii lor și ei nu pot să înțeleagă această aiureală, această nebunie, cum spunea odată un tânăr, și nu mă plictisiți la mănăstire, mie nu mi-ajunge timpul. Zice, eu cred că aș muri de plictiseală. N-ai murit de plictiseală. Zic, dacă ai sta o săptămână să vezi câte lucruri ai într-o zi de făcut, nu te plictisești niciodată. E, dar tot mai bine în lume, tot mai bine la păcat. De ce e mai bine la păcat? E mai bine că ești liber, e mai bine că n-ai stăpân, e mai bine că nu te pune nimeni să te rogi, e mai bine că nu postești, e mai bine că nu te închini, e mai bine că nu mergi la biserică, mănânci când vrei, dormi când vrei, faci ce vrei. Deci iată, destrăbălarea și dezordinea nu nasc nimic. Și cum am spus și am mai spus-o și altă dată, vor ajunge creștinii noștri să hulească și cinul creștinesc, vor ajunge să hulească și cinul monahicesc, vor ajunge să bată și cu pietre biserica și mănăstirile, pentru că plângând sau gemând după o bucată de pâine, se vor închina liftelor străine ca să poată să o mănânce nu prin muncă, ci prin cerșit. Și cea mai mare rușine și a monahului și a creștinului este să cerșească pâinea umilinței. Este să ajungi să întinzi mâna lepădându-ți sufletul și dezlipindu-l de Hristos pentru o coajă de pâine. Mai bine să mori cinstit și cu fruntea sus, cum spuneau mucenicii, mai bine făină în gura leilor pentru Hristos, sau mai bine spart cu sabia și cu sulița, decât să ajungi să trăiești încă câteva zile pământești, păcătos și lepădat de Dumnezeu. Deci această chemare, această nuntă duhovnicească care am văzut-o, să fie un prilej de înaltă trăire sufletească și cei care au fost de față să se gândească că ceea ce au văzut în această seară n-a fost un simplu ceremonial, doar așa, din haine, din vorbe și din schimburi de cuvinte, ci a fost o mică părticică de Eden din cer coborâtă pe pământ. A fost o chemare a lui Dumnezeu în care urma, dacă vreți,
iconomul lui Hristos sau preotul ce i-a tuns părul capului n-a făcut altceva decât să-l scoată pe Adam din stricăciune și să-l bage în viață de har. Deci a fost o mică împlinire a tainei și economiei de mântuire de oameni a lui Dumnezeu pentru un suflet. Ceea ce ați văzut a fost un moment atât de repede împlinit, exact cum spune la Scripturi. Într-o clipă toți ne vom schimba. Cât i-a pus foarfeca în cap, a murit un om și s-a născut altul. Deci atât de mare este taina mântuirii. De aceea spuneau Sfinții Părinți că de va vrea omul în jumătate de zi ajunge la Dumnezeu. De va vrea omul într-o clipă să lasă păcatul, într-o clipă să mântuiește. De va vrea în jumătate de zi va vorbi cu Sfinții. Și cum va vorbi? Iată, prin lepădarea de sine, prin luarea crucii lui Hristos și urmare în urma lui Hristos. Deci este unul din cele mai înalte și mai solemne momente. Dincolo de acest moment al monahismului mai există trei căi. Yoga, care au luat-o foarte mulți tineri nebuni, Zenu, radiestezia, bioenergia și alte prostii oculte prin care ei vor să ajungă în cer. Astea sunt metodele care depășesc monahismul. Dar unde se izvesc? Se izvesc la cerul de foc. Acolo cad ca niște spice de securi lovite. Cad ca niște scânteii izbite într-o tablă. Cad ca niște pietre aruncate într-un perete. De ce? Dincolo de Dumnezeu tot ce-i carne și sânge și rațiune nu mai trece. Dincolo de Dumnezeu trece Duhul, trece starea duhovnicească, ființa nematerială, ființa duhovnicească și înduhovnicită și numai mintea omului străbate poarta cerului și ajunge la picioarele lui Dumnezeu, unindu-se cerul cu pământul prin inima omului, care e de fapt și întreaga, dacă vreți, ambiguitatea vieții monahicești. Nu mă fac monah, că trebuie să stau în haine negre. Mă fac monah, că vreau Hristos să-și facă tron în inima mea. Deci în clipa când am ales călugăria, am ales a fi templul lui Dumnezeu. Am ales a fi casa lui Dumnezeu și am ales a mă făgădui ca fecioara. Ea i-a dăruit lui Hristos pântecele, eu i-am dăruit lui Hristos inima. A căutat spre smerenia roabei sale, așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, este unul și același lucru. Și cum spunea Sfântul Maxim și cu aceasta închei, Eva prin feciorie, dar prin mândrie, n-a adus niciun rod, deci monahul mândru nu va spori cu nimic, Maria prin ascultare și prin feciorie a adus totul. Și monahul prin feciorie și ascultare va aduce totul. Și iarăși v-am spus și iarăși închei cu un cuvânt cel mai potrivit. Este bine să ascultăm de oameni, iarăși în capitolul Faptelor 14, dar nu mai mult ca de Dumnezeu. Deci facă Dumnezeu ca această ascultare din această viață și această trăire duhovnicească și din cinul creștinesc și din cinul monahicesc să fie veșnic o pildă vrednică de urmat pentru fiii fiilor fiilor noștri. Amin. Amin.